când Petrov era să pună mâna pe Băsescu, pe care îl aleargă de 50 de ani, chiar de ziua acestuia, ce să vezi? În alta curte de casație și justiție a devenit brusc generoasă cu fostul președinte și a dat termen pentru a decide soarta lui, adică dacă a făcut sau nu poliție politică, abia anul viitor. Până atunci, pe banii noștri, domnul Traian Băsescu se poate bucura în continuare de vila și biroul primite în calitate de fost președinte, de mașină la scară cu șofer, de gărzi, de alte beneficii, inclusiv de o pensie consistentă. Petrov tot aleargă după el, dar încă nu a reușit să-l înșfacă.